Mama unui băiat a murit când acesta avea 6 ani, după ce a aflat că are cancer în stadiul terminal. Până atunci, băiețelul trăia într-o familie fericită, însă după ce tatăl său s-a recăsătorit, situația s-a schimbat radical. Iată cum i s-a schimbat viața tânărului după ce a vizitat mormântul celei care i-a dat viață. La câteva luni de la moartea Adelinei, soțul său și-a refăcut viața și a adus-o pe Lisa în casa lui și în viața lui Aiden. O vreme, Edward s-a prefăcut că este grijuliu și înțelegător cu fiul său, dar odată ce actele de căsătorie au fost semnate, situația s-a schimbat radical. Tatăl iubitor s-a transformat într-o persoană egoistă care se iubea doar pe sine și pe noua lui soție. În ziua în care Adelina ar fi trebuit să împlinească 30 de ani, băiatul a vrut să meargă la mormânt cu un buchet de crin și a cerut tatălui bani pentru a cumpăra florile preferate ale mamei. Gestul băiatului nu a fost deloc apreciat de mama sa vitregă, care i-a spus: ce vrei acum? Tatăl tău ți-a dat bani săptămâna trecută. I-am cheltuit deja, recunosc. Am nevoie doar de câțiva dolari ca să cumpăr flori pentru ziua mamei mele, a spus băiatul. Nimănui nu-i pasă de mama ta moartă. Ai face bine să nu cheltui banii familiei pe așa ceva, ai înțeles? A țipat femeia revoltată. Lisa are dreptate. Știu că ți-e dor de mama ta, dar să risipești banii în acest fel nu este o idee bună. În plus, știi că Lisa și cu mine muncim din greu pentru a ne asigura că nu îți lipsește nimic. Răspunsul tatălui său l-a întristat extrem de tare pe băiat. Cu fotografia mamei sale în brațe, acesta a fugit din casă plângând și s-a oprit în fața unei florării. Aiden i-a povestit angajatei situația prin care trece și a cerut acesteia să îl ajute să cumpere florile dorite. Femeia i-a ascultat emoționată povestea, dar nu a putut să-i îndeplinească dorința pentru că avea doar 2 dolari în buzunar. Ajuns la mormântul mamei sale, copilul i-a povestit prin ce situație neplăcută trecuse în ziua respectivă. Sper că tu ești bine, mamă. Eu azi am avut o zi proastă. Mi-aș fi dorit să fii aici ca să pot împărtăși totul cu tine. Sunt trist că tata nici măcar nu mi-a dat bani pentru florile tale, dar un bărbat drăguț a venit și m-a ajutat. E la fel de drăguț ca tine, mamă. Îl cunoști pe prietenul meu, Alex. De câte ori este trist, se duce la mama lui și îi vorbește despre asta. Mi-aș dori să pot face la fel. Te rog, revin. Îți promit că nu te voi deranja, mi-e foarte dor de tine, a spus băiatul plângând, relatează cancan.ro.